Înainte să cer sodul, vreau să-i mulțumesc foarte mult, mișto carul pentru azi sau unuitoare de 40 de K. Mulțumesc mult, frate. Hai să trecem la episod. Respect. Hei și salutare lume, aici Robi și bine v-am regăsit la un nou episod, băi fraților. Băi, nu știu cum să vă spun, eu v-am cerut 35 de like-uri, voi mi-ați dat 65 de like-uri. Dublu. Vă mulțumesc foarte mult, băi fraților, pentru susținerea acordată la episodul trecut. Chiar sunt foarte mulțumit, sunt foarte fericit că creștem scuras cacofonia, că noi creștem așa de repede, ca comunitate, sunt foarte recunoscător, sunt foarte fericit, zice salit. Sunt foarte fericit și chiar apreciez, mulțumesc foarte mult pentru susținere, apreciez și să știți că eu vă apreciez pe voi. Bun, fraților, vă mulțumesc încă o dată. Ce am vrut eu să vă spun? Și aveam un plan să spun ceva, dar am uitat ce am vrut să vă spun, sincer, să mor eu. Asta cu, da, m-am mulțumit, adică... Gândiți-vă, bă, să faci 65 de like-uri la 500 de abonați într-o zi este o realizare destul de mare. Nu oricare persoane se întâmplă asta, noi vă sunt foarte recunoscător și mulțumesc foarte mult pentru susținere. De aceea vă tot mulțumesc. Vreau ca acest episod să strângem 45 de like-uri. Dacă strângem 45 de like-uri, vom posta următorul episod. Și eu cred că vom strânge 45 de like-uri, dar ce am observat că cu voi se poate totul și voi mă ajutați să cresc, deci vă apreciez foarte mult acest lucru. Bun, hai, vreau să mergem acum la domnul Cătălin, la Cătălin, cum le place nouă să spunem, și să luăm, bă, aici niște task-uri. Nu știu, mă întreb aici, mă, uite cum se chinuie, bă, șeghi ăsta. Bă, frate, pune trictei, ce pui numele lui, nu înțeleg. Poate folosești un mod, habar n-am, dar de ce ai folosit, de ce ai, pune numele când poți să uiți. Ce ăsta, Andrei? Puneți, mă, ID-ul, e mai ușor. Adică aici, la news-uri, să nu credeți că zic altceva. Puneți, mă, ID-ul, că e mai ușor. Bun, după episodul ăsta mă voi uita la Exatlon, că a început Exatlonul și eu nu m-am uitat mai deloc și trebuie să mă uit, deoarece este emisiunea mea favorită de sport în momentul de față. Și dacă tot vorbim de sport, eu, pentru ce nu știu, fac în de 10 ani, eu vreau ca la anul să dau la performanță. Și este foarte greu, azi am avut antrenament o oră, poate vă veți pare puțin, dar o oră sunt de la PC. Sunt de high PC, adică și mie mi se sacadează uneori, dar nu prea am problemele astea când filmez, dar ce le-am rezolvat? M-am spus, trebuie să, e ca atunci când este iarna, ai o mașină și trebuie să-i dai drumul soții vreo jumătate de oră soții ca să se încălzească și la calculatorul ăsta și fac de acum înainte, de obicei. Bun, ia să-mi cerita scurene de Cătălin. Cătălin, ia. Asamblează, așa merg, da, mol. Bă, n-am făcut o chestie de pe noul calculator. O chestie pe care vreau să o fac în episodul ăsta. Vreau să te facem misiunea la OG de pe noua tastatură și de pe noul calculator. Bă, n-am făcut misiunea la OG. Mă mir de ce n-am făcut-o. Bă, și eu v-am promis că vreau să am misiunea la Nea Mirel. Nu m-am ținut de promisiune, ce băiat o să mor eu. Așa. L-am zis de cam multe ori să mor. E mai bine, lăsă-mă așa, să nu moară nimeni. Totul este bine și frumos. Bă, Cătălin, de ce ai aici la ușă niște gratii? Cine știe pe cine ține acolo ascuns? Pe cine ține acolo sechestrat domnul... OG, nu Cătălin, doamne. Domnul OG, pe cine ține oare acolo sechestrat? Mai este bug-ul ăla? Evident că nu l-a rezolvat nimeni. Cine ar rezolva bug-urile pe acest episod? Vreau să vorbim un moment... nu, după ce facem misiunea... Vreau să vorbim despre... Dar de data asta nu le va ieși misiunea. Dar nu le va ieși misiunea că am avut lagul ăla, adică pingul ăla mai mare.
Și de obicei nu iese când am pingul ăla mare. În fine, hai să ne postim pe aici. La acest episod vreau să vorbim despre pinguri și despre noul IP de pe Bizon. De ce nu este un IP bun? Am adus și niște argumente solide care vreau să le spun la Bizon. Pentru început vreau să vorbim despre Bizon și de ce ei au greșit IP-ul și au adus un IP destul de prost care este foarte vulnerabil atacurilor de tip DDoS sau Flood, depinde cum vreți voi să-i spuneți. Acest IP 4, nu mai știu cât, nu mai știu ce IP este. În fine, am reținut prima cifră. Este un IP foarte vulnerabil, deoarece are portul 22 deschis. Pentru cei ce nu sunt pricepuți în Flood și în toate chestiile astea, când este portul 22 deschis, ești foarte vulnerabil la Flood DDoS sau cum vreți voi să-i spuneți, că momentan Bizon este foarte vulnerabil la DDoS. Cum au spus și QSile, deja QSile a picat serverele Bizon, adică nu l-a picat, a dat ping mai mult, a oferit un ping, a oferit lag pentru cei mai, nu știu, mai neștiutori în hacking sau nu știu cum să vă spun, că nici eu nu sunt priceput. Eu spun numai niște argumente, niște chestii pe care le-am auzit și eu am căutat pe net și în alte, nu știu, unde mi-ai putea căuta chestii decât pe net, evident, despre acel lucru și am găsit chestia adevărată. Da, dacă ai portul 22 ești foarte vulnerabil. Adică are port, nu are portul 22 server, are portul 22 deschis. Într-un fel interiorul. Dar în momentan serverele de business sunt destul de vulnerabile, chiar dacă nu mai pică la fluduri, de, nu știu, fluduri de pe botnet sau de pe routuri de China. Adică, ce treabă au routurile de China cu, în fine. Adică nu pică dacă dai un flood de pe un root și ai dat un flood de pe un root și te crezi mare șmecher, nu pică. De-abia la botnet pică, dar nu pică mult, pică vreo, prin pica vă spun că este un fel de ping, nu ping resolver. Crește ping-ul puțin mai mult, adică mulți jucători care sunt la alte firme de internet mai proaste, cum ar fi Acta, numai de Acta știu eu, sunt dați afară automat de pe server. Cei de la RCSRD sau alte chestii nu au de suferit, dar ce ăștia la RCSRD, din punctul meu de vedere, au un internet foarte bun. Asta este punctul meu de vedere. Deci IP-ul ăsta este puțin cam vulnerabil, deoarece are portul 22 deschis. Nu prea contează asta așa de mult, deoarece Bizonul nu prea este foarte atacat. Asta cred eu, sper să fie atacat, că nimeni nu-și dorește ca serverul să fie atacat. Vrei să vii în clanul NAB? Ok, bale. Ok, m-am venit în clanul NAB. Să fim toți niște NABi. Acum îi spun NABia. NABROBI. O spun hai, mare, cu regulile tale. Filmez. Mă, ești cu reguli, frate. Bun. Bă, arată fain asta cu NABROBI. Chiar arăta fain. Bă, mi-aduc aminte primul clan în care am intrat eu pe server în 2015. Primul clan în care am intrat a fost FSD. Așa era. Fură și dăruiește. Acesta era clanul. Primul clan era Caterin Cărău de tot. Adică, gândiți-vă că atunci toată lumea, adică până și eu vorbeam așa sau așa. Sau așa vorbeam pe atunci, în 2015 sau în 2014, așa vorbeam. Era ca trinkerul de tot, eram niște copii foarte mici și ne distram acolo. Adică eram într-un clan, deci eu când, în 2015, când intram într-un clan, mai eram super fericit. Erau niște vreme foarte faine pe sap acum ceva timp, te bucurai chiar și când intrai într-un clan. Nu acum când intri în facțiune pe pile sau... S-a schimbat de mult, e foarte schimbat sample-ul la un timp, deoarece au intrat anumite persoane care doresc să distrugă jocul, de asta, na.
depinde cum vrei să o iei. În fie, subiectul principal a fost ăsta cu IP-urile. IP-ul este, mie îmi place IP-ul cum arată așa, dar este puțin cam vulnerabil din punctul meu de vedere. Și numai din punctul meu de vedere și din alte puncte de vedere, nu numai eu am zis acest lucru, mai mulți au zis acest lucru. GGI de 169, oh, ms, goofy, ms, ms, filmez. Faci art tasks? Nu fac tasks, ba, ne-am făcut deja. Am făcut deja unul. Bun. Parcă trebuie să închem aici episodul. Din nou Goofy apare la sfârșitul episodului, nu știu cum are acest nenoroc. Bă, dar ce fain arată aici. Aia e mlaștina? Cred că e mlaștina aia de jos. Da, sigur e. Respect maxim, salitire, te respect și eu, frate. Momentan clanul navilor este full. Pe bine, dacă serverul e plin de rabie, subscribe sau soare, evident. Subscribe-ai, fraților, cam atâta a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un coment pentru întrebări sau sugestii și subscribe dacă doriți să fiți la curent cu toate noutățile și pentru videoclipuri noi și share să vă aduci prietenii voștri. Nu uitați, 45 de like-uri este goal-ul pentru următorul episod. Pe cât scrie cu caps. Nu. N-am chef mă de caps. Când vorbești faci pa... E clar. Hai că am înțeles. Vom intra într-un clan unde este numai spam și numai voie bună. Ceea ce este destul de fain. Numai că nu vreau să am numai spam pe ecran. În fine. Știi cum se intră într-un PNS? Nu. Nu știu. Îl zic și la Catrin că ea nu. Să vă ce-mi zice. Este puțin. Așa ți-i vreau, naubule. Ai, doamne, ce Catrin, ești băi super pic. Bun! Hopa, 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 hopa. Instruire băi super pic pe video, evident, mă instruiește. Mă instruiește, mă învață cum se intră într-un PNS. Eu chiar nu știu cum se intră într-un PNS. Acum, fără nicio glumă, 45 de like-uri este goal-ul pentru următorul episod. Băi, la revedere, fraților. Și mulțumesc miștocarule pentru... Miștocarul, da? Da, mulțumesc miștocarule pentru... donație. Hai, la revedere, băi, fraților. Bye. Sunt așa de obosit că nici două cuvinte nu mai pot să leg. Pac. Hai, chiar să-n